Salutare! Am văzut că v-a plăcut foarte mult tipuri de, așa că astăzi v-am pregătit tipuri de iubiți. Să-i dăm bătaie! Numărul 1. Iubitul dezordonat. Mă, iubire, mă, dar ce faci iar aici? Te joci în mizeria asta, dar ce cocina asta aici pe jos? Mai strânge și tu, uite, banane pe jos, pe bune, tu-ți arunci mâncare aici? Hai, pune-te și strânge, te rog. Ce mizerie, iubire, că doar e puțin praf. Lasă că strâng eu peste o săptămână, că oricum aici stau toate astea aruncate de două săptămâni. Ce rost are să fac acum curățenie când deja toate sunt la locul lor? Dacă le pun acum la locul lor, după aia nu mai îmi găsesc lucrurile mele. Lasă că fac eu curățenie mai târziu, peste o săptămână, două, când să strâng mai multe. Acum e o nimica toată. O nimica toată? Te rog frumos, lasă telefonul ăla și pune și strânge. Se-mi put lucrurile astea aici pe jos. Ce naiba, e un sandwich acolo cu pește împuțit. Du-te și ia-l. Unde vezi tu mizerie? Dacă vrei link și de pe jos să vezi cât de curat e. Serios, tu bagi joc de mine? Tu chiar nu vezi ce e aici? Te pui acum și faci curățenie, după o oră vin și verific. Dacă nu, jur că o chem pe mama ta aici să vadă cum ai ajuns. Bine, bine, hai că mă pun. Wow, sunt chiar mândră de tine, e așa curat aici, bravo! Păi vezi, m-am ținut de cuvânt și am făcut curățenie. Ok, pentru asta mă duc în bucătărie și îți fac ceva bun, drept recompensă. Știi ce? Hai mai bine stai cu mine, nu e nevoie să te duci în bucătărie. Ba da, că oricum mor și de foame și așa fac două lucruri deodată. Hai, te rog, nu te du în bucătărie. A, m-am prins, mi-ai luat un cadou și l-ascunzi acolo, nu? Ce ai făcut aici? Ai adus toată mizeria pe bune? Chiar nu mă așteptam la chestia asta. În loc să o duci la gunoi, tu ai adus-o în bucătărie? Hai că nu pot să cred că ai făcut asta. Treci încoa, vină în momentul ăsta aici, te rog. Ce totură așa? Lasă că strâng eu peste o săptămână, două. Măcar așa am făcut curățenie la mine în cameră, nu asta ai vrut? Nu mi-ai zis să fac curățenie și în bucătărie? Nebunesc! Bucătăria nu e gunoi! Numărul 2. Iubitul gelos. Hai să luăm taxiul, pentru că mă grăbesc să ajung la medic, bine? Ia spuneți unde vă duc. Ne puteți lăsa pe calea Victoriei, vă rog, e un spital privat acolo. Sigur că da, ajung imediat. Nu ți se pare cumva că ai vorbit prea mult cu taximetristul ăsta? De ce nu m-ai lăsat pe mine să vorbesc? Păi tu nu știai unde e adresa. Doar atât i-am zis. Nu contează, puteai să-mi spui mie adresa și îi ziceam eu. De ce trebuie tu să vorbești cu el? Pe bune, iubire, chiar exagerezi acum. Hai încetează cu lucrurile astea, e un om în vârstă. Să-ți fie rușine. Domnule doctor, cum au ieșit analizele? E totul ok? Mai trebuie refăcut ceva? Da, mai trebuie să mai facem o serie de analize, așa că o să vă rog să veniți mâine încă o dată la laborator. Păi ce, nu v-au ajuns analizele astea? Examinați încă o dată sângele ca să nu mai trebuiască să venim încă o dată. Vă rog frumos să mergeți afară și să discutați. Nici gând, tu nu mai ai ce căuta în momentul ăsta la doctorul ăsta. Păi de ce să mai vii încă o dată? Vrea să-ți dea întâlnire sau ce? Iubire, exagerez, sunt niște analize, am nevoie să le fac. Doamne ferește, mă mai îmbolnăvesc sau ceva. Tu ești nebun la cap acum pe bune. Lasă că te fac eu bine dacă te îmbolnăvești. Nu e nevoie să mergem la medic. Mă fac eu medic pentru tine, nu ai nevoie de niciun medic bărbat în afară de mine. Păi uite, nu vezi că eu am doctoratul în analize psihologice și farmaceutice și... Lasă că știu, te fac eu bine, lasă că ăsta vrea să-ți dea întâlnire sau ceva. Se tot uita la tine de când am ajuns. Tu n-ai observat? Lasă că mergem acasă. Ai înnebunit de tot. Ce să se uite? E unchiul meu! Numărul 3. Iubitul neatent. Iubire, ce bine că te găsesc acasă, pentru că oricum voiam să zic atâtea chestii. Vreau să-ți povestesc ce am mai făcut la muncă, ce cadouri vreau să iau de Crăciun pentru ai tăi. Hai că avem destul de mult de povestit. Mă ascult și pe mine? Da, sigur, te ascult. Zici ce ai de povestit și eu sunt numai ochi și ureche aici. Să vezi, nu știu dacă ți-am zis, dar mă gândeam să luăm un cadou de Crăciun la ai tăi. Ceva drăguț, simplu, așa o atenție și mă gândeam să punem și felicitări. Știu că nu se mai poartă, dar totuși, parcă e un gest drăguț. Ce zici, facem așa? Da, păi dacă vrei, cumpărăm azi frigiderul. Ce zici? Ce frigider, iubire, despre ce frigider vorbești? Avem deja unul. Vorbeam de cadourile de Crăciun și de felicitări și las odată telefonul ăla, că de când am venit nu mă stai în continuu pe telefon sau citezi ziarul sau faci altceva. Ce telefon, că nu stau pe niciun telefon? Da, bine, mergem și luăm covorul ăla odată. Hai că mă îmbrac și mergem.
Nu, deci tu chiar nu mă asculți deloc. Ori îți bagi joc de mine, ori e surs sau ceva. Nu vorbeam de niciun covor, de niciun frigider, vorbeam de cadouri, de Crăciun. Și ce, Dumnezeu, acum îți faci selfie-uri pe bune? Ești măcar puțin atent la mine? Te rog, încetează să mai fii un copil. Nu înregistram, nu făceam niciun selfie, pur și simplu înregistram momentul ăsta ca să țin minte exact ce mi-ai spus, astfel încât să cumpăr ce mi-ai zis, înțelegi? Omule, dar nu ți-am zis să cumperi nimic, doar ți-am cerut o părere, vorbeam de felicitările de Crăciun, atâta tot. Și apropo, lăsând asta la o parte, nu știu, să-mi dau demisia, să nu mi-o dau, să continui să lucrez aici, chiar nu știu, mă terorizează gândul ăsta. Da, da, poți să te angajezi la benzineria aia dacă vrei. Clar, nu se poate vorbi cu tine. Fă și tu ceva de mâncare până mă duc eu să fac un duș, te rog. Bine atunci, hai că-ți pregătesc tot ce vrei. Ai făcut de mâncare, cum mi-ai promis? Ce mâncare, că nu țin minte nicio mâncare. M-am jucat pe telefon, că am găsit un joc super fain. Aoleu, ești absolut îngrozitor. Apropo, să știi că am dat comandă la covor. Numărul 4, iubitul mâncăcios. Bună ziua, vă pot prelua comanda? Sigur, aș dori o salată grecească și un pahar cu apă. Atât, mulțumesc. Sigur că da, am notat. Iar dumneavoastră, domnule? Păi, eu aș dori în primul rând un burger cu carne de vită, cu niște cartofi prăjiți, dar să fie la cuptor și rumeniți foarte multă sare. Ca felul 2 aș dori o pizza cu 4 formaje și puțin topping cu salam, iar ca desert aș dori un tiramisu. Și dacă mă gândesc mai bine, mai puteți mai puneți încă un burger pentru că mi-este cam foame și nu am mâncat absolut nimic de ieri. Sau mai bine zis bine, de acum 2 ore dinainte să vinem aici. Dar oricum, pe lângă pizza aia aș dori și un sos de ketchup dulce și unul picant, dar nu foarte picant. Și încă un suc, sau mai bine zis încă 2 sucuri pentru că mi-este puțin cam sete și e căldură afară și cred că ar merge destul de bine. Uitați, domnule, comanda dumneavoastră este aici. Iubire, nu ți se pare că ai comandat cam mult? Chiar deloc, ăsta e micul meu dejun. Doar te rog, nu mă înfuleca așa, că am impresia că te nejur. Hai că exagerez. Chelner, vă rog, aduceți un prosop sau ceva, că face dezastru aici. Ce faci aici? Iar mănânci? Păi da, suntem de 10 minute acasă, mi s-a făcut foame. Te rog, lasă-o mai ușor, că Doamne ferește, explodezi. Hai că exagerez. Vrei o gogoașă? Numărul 5, iubitul zgârcit. Uite, iubire, ce zici de geaca asta? Vine iarna și tu nu mai ai nimic. O luăm? Nu vreau nicio geacă nouă, lasă că mai am una de acum 5-6 ani, mi-a luat-o străbunica, încă o port, e bună, stă bine pe mine. Ce să fie bună, iubire, ți-am cosut-o de vreo 100 de ori, nu mai e bună, deja au mâncat-o și molile, Doamne ferește, nu-ți cumperi alta nouă, încetează odată. Nu, nici gând, nu-mi cumpăr nimic, eu vreau să o port pe aia până la ultima ață care iese din ea. Ferească, sfântul, tu ești nebun la cap. Hai, o luăm, gata, e 80 de lei, ți-o fac eu cadou. Uite, și la reducere, mai ieftin de atât, nici că nu găseam. 80 de lei? Păi ești nebun la cap, cu 80 de lei mănânc 3 ani și jumătate și mai îmi rămâne și bani de un suc. Las-o aici să stea, că stă cum trebuie. Iubito, tu ce vrei să mănânci? Nu știu, ia și mie o salată din aia cum mănânc eu de obicei sau un burger, orice are aici, chiar nu știu, nu mă gândesc acum, orice e ok pentru mine. Bună ziua, aș dori și eu un burger, dar să fie fără cașcaval, fără castraveți murați și fără roșii și fără salată dacă se poate, să fie măcar doar carne, dar să fie cel mai mic, la cel mai mic preț, dacă puteți să-mi dați, vă rog frumos. Am înțeles, păi și pentru doamna? Păi asta e comanda. Din burgerul ăla o să mâncăm amândoi și o să ne mai rămână o grămadă de timp. Așa mai facem și noi economie. Lasă, măcar așa nu trebuie să mai risipim cașcavalul și toate produsele celelalte din burger. Așa salvăm planeta. Cam atât a fost cu acest episod și dacă mai vreți tipuri de, scrieți-ne în comentarii și noi o să ținem seama de ele. Așa că nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram și noi ne vedem în următorul episod. Salutare!
Thank you.